Flacăra Moreni a debutat cu dreptul în primul meci oficial disputat sâmbătă 15 martie pe terenul propriu în compania ultimei clasate Voința Crevedia. Băieții lui Gabriel Paraschiv și-au respectat statutul de favoriți lung cu asalt poarta adversarului încă din primele minute. Negre a deschis scorul în minutul 7, iar avantajul a fost dublat 4 minute mai târziu prin Acasandrei, care contabiliza cel de-al doilea gol. Menținând același ritm alert, Flacăra Moreni a scris practic deznodământul partidei încă din prima repriză. Al treilea gol a fost bifat de Vișan în minutul 36 și 2 minute mai târziu Negre stabilea scorul de 4-0. A doua repriză a fost ratată de Morenari cu lejeritate, însă Voința Crevedia nu a reușit să marcheze nici măcar golul de onoare. În prima repriză ne-am prezentat destul de bine, în a doua repriză am avut o cădere inexplicabilă, deși am avut superioritate numerică și asta nu poate să-mi dea de gândit, pentru că mai avem multe probleme de pus la punct. Dar una peste alta a fost un debut bun și nu pot decât să-i felicit pe băieți pentru rezultatul și pentru efortul pentru care l-au depus pentru acest joc. Un moral ridicat va aborda Flacăra Moreni și partida din cadrul etapei 19 de pe 22 martie, în compania ocupantei locului 10, Unirea Cobia, care a acumulat 20 de puncte. Conform clasamentului, nu are nicio șansă în fața ocupantei locului 3, cu 37 de puncte acumulate Flacăra Moreni. Va fi un meci foarte greu, pentru că toate meciurile, din punct de vedere, sunt foarte grele. Ne pregătim să-l câștigăm ca pe fiecare meci. O să tratăm cu foarte mare atenție jocul care urmează. Agresivă pe teren propriu, care cu siguranță își va dori victoria, pentru că este normal să fie așa. Știu că au un teren destul de greu. În ceea ce privește componența lotului, în momentul de față am doi accidentați, dar doi ușor accidentați, dar care sper să-și revină până la ora jocului.